Bine v-am regăsit! Una dintre problemele pe care fizica modernă vrea să le rezolve este găsirea unei teorii care să explice totul, așa numită teorie a întregului, a tot ceea ce există din punct de vedere fizic. O teorie care să poată explica toate fenomenele din univers, mama tuturor teoriilor. Mi-am propus să vorbesc despre o astfel de teorie pornind de la trei întrebări. Prima, de ce cred fizicienii o astfel de teorie ar trebui să existe? A doua, cât de aproape suntem de elaborarea unei astfel de teorii? Și a treia, de ce vor fizicienii să găsească o astfel de teorie? Prima întrebare, ce îi face pe fizicieni să creadă că ar trebui să existe o teorie capabilă să explice totul? Răspunsul este simplu. Felul în care s-a dezvoltat fizica de-a lungul timpului, și anume printr-un șir de unificări ale unor fenomene aparent fără legătură între ele, într-o singură teorie. De pildă, până la Newton exista o mecanică a cerului, mecanica cerească, și o mecanică terestră a fenomenelor care au loc aici pe Pământ, și cele două păreau să n-aibă nicio legătură între ele și să fie foarte diferite. De pildă, Luna nu cade pe Pământ, deși aici pe Pământ orice corp lăsat liber cade. Newton a reușit însă să demonstreze că aceleași legi care guvernează mișcările pe Pământ pot explica și mișcările corpurilor cerești. De pildă, a rămas celebru experimentul mental produs de Newton pentru a explica mișcarea Lunii. Imaginați-vă, a spus Newton, un tun plasat la o foarte mare înălțime afară din atmosferă. Dacă tunul trage o ghiulea, ea va cădea în punctul A. Dacă mărim viteza cu care ghiuleaua este lansată, ea va cădea în punctul B. Dacă mărim și mai mult viteza, va cădea în punctul C. Dacă mărim și mai mult viteza, va cădea în punctul D. Iar la o anumită viteză, pe care azi o numim prima viteză cosmică, ghiuleaua va căpăta o traiectorie în formă de cerc și cu toate că va fi tot timpul în cădere, nu va ajunge niciodată jos. Deci nu este un mister faptul că Luna nu cade pe Pământ, nu este nevoie de o mecanică cerească diferită de cea terestră ca să înțelegem acest lucru. Altă unificare foarte importantă a fost făcută de James Clerk Maxwell. El a găsit patru ecuații care explică atât fenomenele electrice cât și cele magnetice. Vedeți aici ecuațiile lui Maxwell în forma lor diferențială. Din acel moment n-a mai fost nevoie de o teorie separată a electricității și una a magnetismului. Pentru că de la Maxwell încoace avem o teorie a electromagnetismului, care explică atât fenomenele electrice cât și fenomenele magnetice. Plecând de la aceste unificări, fizicienii cred că ar trebui să existe o teorie care să descrie tot ceea ce se petrece, care să unifice toate fenomenele și să poată explica toate fenomenele. A doua întrebare. Cât de aproape suntem de elaborarea unei astfel de teorii? Aici avem o veste bună și una proastă și voi începe cu vestea bună. Din câte știm azi, există doar patru tipuri de interacțiuni fundamentale în univers, și anume interacțiunea gravitațională, interacțiunea electromagnetică, interacțiunea nucleară tare și interacțiunea nucleară slabă. Și fiecare dintre aceste interacțiuni poate fi descrisă de o teorie. Interacțiunea gravitațională de teoria relativității generale, interacțiunea electromagnetică de așa numită electrodinamică cuantică, interacțiunea nucleară tare de cromodinamică cuantică, iar interacțiunea nucleară slabă de așa numită teorie electroslabă. Dar vestea bună merge chiar mai departe. Trei dintre cele patru interacțiuni fundamentale pot fi integrate într-o singură teorie, care se numește teoria cuantică a câmpurilor. Această teorie consideră că fiecare particulă elementară din modelul standard al fizicii cuantice este o excitație, o cuantă a unui câmp. Adică așa cum fotonii sunt cuante ale câmpului electromagnetic și celelalte particule elementare reprezintă cuante ale altor câmpuri reprezentative pentru fiecare particulă. Teoria cuantică a câmpurilor spune deci că realitatea fizică este alcătuită din cuante sau unde, depinde cum interacționăm cu ele, ale unor câmpuri fundamentale. Universul este deci o suprapunere de câmpuri și excitațiile acestor câmpuri reprezintă ceea ce numim particule elementare.
Deci azi putem descrie interacțiunile care stau la baza oricărui fenomen folosind doar două teorii. Teoria cuantică a câmpurilor pentru fenomenele electromagnetice și cele nucleare și teoria relativității generale pentru fenomenele gravitaționale. Și acum vestea proastă. Deși fizicienii încearcă de multă vreme să unifice cele două teorii, adică să găsească o teorie cuantică a gravitației, ca să includă și interacțiunea gravitațională în teoria cuantică a câmpurilor, deocamdată suntem cam tot acolo de unde am plecat. Și asta pentru că sunt foarte multe dificultăți. Voi aminti trei dintre ele. Fizica cuantică explică fenomenele care se petrec la scară foarte mică, în timp ce relativitatea generală explică lucrurile la scară cosmologică. Și din această cauză, cele două teorii folosesc mărimi și matematici diferite. Asta ar fi o problemă tehnică. Altă problemă, teoria relativității generale este o descriere a interacțiunilor gravitaționale pe baze geometrice. Dar ea nu explică natura gravitației, ci doar ne permite să calculăm interacțiunile, forțele gravitaționale. Dar interacțiunile în fizica cuantică se realizează prin particule. De pildă, interacțiunea electrică se realizează prin fotoni. La fel, interacțiunea gravitațională, ca să poată fi descrisă cuantic, ar trebui să fie mediată de particule, care au fost numite gravitoni. Dar cu mijloacele tehnologice pe care le avem, nu putem spera să punem prea curând în evidență gravitonii, deoarece interacțiunile gravitaționale sunt mult, mult mai slabe decât celelalte interacțiuni, ceea ce presupune că și energiile implicate sunt foarte mici, și anume sub posibilitățile noastre de detecție. Așa că nu știm dacă există sau nu gravitoni și se pare că nici nu vom afla prea curând. Alt motiv este caracterul statistic al fizicii cuantice. Aici ar fi multe de spus în legătură cu incompatibilitatea abordării statistice cu teoria relativității generale, teoria gravitației. Voi aminti un singur lucru, mai ușor de înțeles. În fizica cuantică, particulele nu au stări bine determinate. De pildă, chiar și poziția lor este nedeterminată. Într-un fel, putem spune că o particulă este în mai multe locuri odată. Dar pentru teoria relativității generale, spațiul-timp este esențial în descrierea interacțiunilor. Așa că apare întrebarea, cum acționează o particulă gravitațional asupra altor particule dacă ea se găsește în mai multe locuri odată? Ultima întrebare, de ce vor fizicienii să găsească o teorie a întregului, o teorie care să explice tot ceea ce există, tot ceea ce se petrece. Pentru că de câte ori a fost găsită o nouă teorie fizică, ea ne-a ajutat să înțelegem lucruri pe care nu le-am înțeles până atunci și să descoperim anumite lucruri. Teoriile științifice au putere de predicție. De pildă, folosind legea atracției universale a lui Newton, am putut să descoperim planeta Neptun și să începem să înțelegem structura Universului. Ecuațiile lui Maxwell ne-au arătat că există unde electromagnetice pe care după 20 și ceva de ani le-a pus în evidență în laborator Hertz și datorită lor azi avem radio, televiziune, internet, radar, cuptor cu microunde și încă 1000 de lucruri. Așa că dacă am găsit o teorie care să unifice toate interacțiunile, ea ne-ar face cu siguranță să înțelegem multe lucruri pe care deocamdată nu le înțelegem și de asemenea să descoperim fenomene despre care azi nu știm nimic. Și toate aceste descoperiri ar avea cu siguranță aplicații tehnologice pe care azi nu ne le putem nici măcar imagina, așa cum de pildă Leonardo da Vinci nu și-ar fi putut imagina internetul. Sper că am răspuns cu această ocazie și întrebării pe care, din păcate, o aud parcă tot mai des, la ce folosește teoria. Totul pornește de la teorie. Nu se poate face nimic fără teorie, nici măcar Universul. Dacă nu mă credeți pe mine, vă amintesc patru cuvinte din Biblie. La început era cuvântul. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!